Ultima ședință de Consiliu Local a avut drept scop principal stabilirea priorităților primăriei pentru anul 2018. Astfel, cu un excedent bugetar de 75 de milioane de lei realizat din bani încasați și necheltuiți pe anul 2017, municipalitatea și-a stabilit o listă de proiecte. Acestea vizează în primul rând modernizarea străzilor din orașul nostru, pentru care se vor aloca 20 de milioane de lei. La ultima ședință de Consiliu Local au fost aprobate o serie de proiecte, printre care de importanță majoră s-a numărat unul referitor la investițiile care vor fi realizate pe raza municipiului în cursul acestui an. Mai exact, vorbim de un proiect ce a stipulat faptul că pe lângă bugetul ce urmează a fi aprobat în Consiliul Local în cursul lunii februarie, există și un excedent de 75 de milioane de lei provenind din încasările efectuate anul trecut. Prin urmare, printre cele mai importante investiții care vor fi derulate în cursul acestui an și sunt date ca sigure, se numără alocarea sumei de aproximativ 20 de milioane de lei în infrastructura municipiului. Vorbim aici despre amenajări și reabilitări de străzi noi, asfaltări. De asemenea, municipalitatea și-a propus ca noul an să realizeze un parc, creșă și grădinițe pe terenul fostei unități militare, pentru care a pus deoparte 20 de milioane de lei. Totodată, pe lista de priorități în anul 2018 se regăsește și realizarea unei parcări în cartierul Eugen Ionescu, dar și refacerea trotuarelor pe Alea Muncii. Vă mai pot menționa de asemenea tot pe acest segment și amenajarea unei parcări în cartierul Eugen Ionescu, care a fost solicitată de către locuitorii din zona respectivă în mai multe rânduri. Iată că a venit anul acesta rândul realizării și acestui deziderat, și la care se mai adaugă și începerea unor lucrări de asfaltare și reabilitări pe un număr de aproximativ 17 străzi de pe raza municipiului. Lista străzilor propuse pentru asfaltare în 2018 a fost făcută publică în cadrul ședinței de Consiliu Local. Dinu Lipatie, Manuel Ionescu, Jianu, Ion Moroșanu, Horia, Griviței, Alea Castanilor, Alea Tineretului, Alea Bradului, Zorilor, Vișinilor, Prunilor, Ograzii, Nucului, Lacului, Izlazului, Boiangiului. Amenajare parc cartier Eugen Ionescu, reabilitare trotuare zona Alea Muncii. Următoarea etapă după aprobările din Consiliul Local va fi derularea licitației pentru stabilirea proiectului, dar și a firmei care va executa lucrările.